Renumit pentru plajele cu nisip fin, resorturile de lux și cumpărăturile scutite de taxe vamale, orașul turistic Sanya, de pe insula tropicală Hainan din China, s-a transformat într-un coșmar pentru 80.000 de turiști, care au rămas blocați acolo după ce autoritățile au impus un lockdown brusc din cauza cazurilor de COVID. Conform Digi24, focarul de coronavirus a afectat peste 1200 de oameni din Sanya, începând cu 1 august, iar virusul s-a răspândit și în zonele învecinate. Având în vedere politica sa zero COVID, China consideră că este vorba despre un focar major, așa că autoritățile din Sanya au închis în grabă orașul cu 1 milion de locuitori, inclusiv aproximativ 80.000 de turiști. Turiștii trebuie să prezinte 5 teste consecutive negative PCR într-un interval de 7 zile, înainte de a li se permite să părăsească stațiunea. Autoritățile nu au precizat când vor fi ridicate măsurile. Serviciile esențiale, precum activitatea supermarketurilor, ora farmaciilor, rămân în continuare deschise, dar cluburile și locurile de distracție au fost închise încă de săptămâna trecută. Autoritățile au solicitat hotelierilor să ofere reduceri de 50% turiștilor rămași în carantină. Sâmbătă au fost anulate toate zborurile și trenurile cu program de plecare din Sanya, cunoscută sub denumirea de Hawaii Chinei. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată haosul din aeroport în momentul în care autoritățile din Sanya au declarat sâmbătă că turiștii cu zboruri anulate pot rezerva camere de hotel cu reduceri. Dar pentru unele familii, șederea forțată de o săptămână înseamnă un cost mare. Site-ul de știri de stat The Paper a scris că o familie de 13 persoane din orașul Chengdu trebuie să plătească aproximativ 26.600 de dolari pentru o săptămână în plus la un hotel de 5 stele, inclusiv peste $100 de persoană pentru prânz și cină. Informația a fost intens distribuită și dezbătută pe rețelele de socializare, multe comentarii exprimând solidaritatea și simpatia față de familia respectivă. Ulterior, aceștia au transmis că au găsit variante mai ieftine pentru mesele la hotel. Pentru majoritatea turiștilor blocați, cea mai mare îngrijorare este dacă li se va da voie să plece după 7 zile. Oamenii se tem că blocarea ar putea fi prelungită dacă numărul de infecții crește în ciuda restricțiilor. Luni, aeroportul din Sanya a anulat toate cele 418 zboruri ale sale, relatează Digi24.ro.